Bine v-am găsit, dragii mei, la final de an 2022. Și dacă tot se termină 2022, haideți să vedem o retrospectivă a anului ce se încheie. Vizionare plăcută! Ora 10 aproximativ și sunt la 26-27 de grade, căldură mare și trafic nebun pe aici. Ca de obicei, o grămadă de tuk-tukuri. Peste stradă avem Colombo National Museum, Muzeul Național din Colombo. Seamănă cu Casa Albă, nu? Da, aceste imagini sunt din Mirisa, este zona de litoral din Sri Lanka, o vegetație deosebit de frumoasă, luxuriantă, tropicală. Mai trebuie ceva de lucrat pe acolo pentru a îmbunătăți condițiile, dar în general, raportându-ne la prețuri și confort, totul este decent din punctul meu de vedere și nu numai. E menționat că aici m-am întâlnit cu o gașcă de români de treabă în frunte cu Bogdan Prelipcean, un român din Anglia, o gașcă, cum spuneam, de nota 10. Cu ei m-am întâlnit și mai târziu prin Filipine, prin Boracay, prin Manila. Un grup de nota 10, cum spuneam, Bogdan Prelipcean și cu echipa lui de aur. Și acesta este trenul care trece chiar în aceste momente peste Nine Arch Bridge. Nine Arch Bridge este un punct principal, o atracție principală din Sri Lanka. Oricine merge acolo vizitează acest pod celebru. Thailanda, o destinație de vis și de neratat, dacă vă place viața de noapte. Cu toate că încă era pandemie, vedeți, foarte multă lume are măști, măștile încă erau obligatorii și lumea nu era așa multă din această cauză, atmosfera era totuși destul de destinsă. Și am întâlnit și pe Plondrien aici. Forță Plondrien aici cu travelistul. S-a închis și barul, e 12 noaptea. Ne-am dat afară pe noapte. Da, ne-am dat afară la 11 și am mai stat un pic până la 12 în altă parte ca să fie bine treaba. Oh, și la mulți ani, apropo, că e noul an chinezesc. Ah, da, noaptea asta, da. E aproape fix, mai e cum. Poate nea. Da, ne-am întâlnit cu Plondrien aici și nu numai. Stați să vedeți mai departe. Un kebab cu 49 de bați. Ce înseamnă 49 de bați? De aici mă întâlnisem cu un român stabilit de mulți ani în Danemarca, Răzvan, un băiat excelent de treabă. Îl găsiți și pe Instagram, Răzvan Ceocea, dacă vreți să dați de el, un băiat de nota 10. Dacă e lumină destulă, dar vreau să filmez gândaci, să vadă lumea cât mănânci ca gândaci. Nu știu dacă se vede. Eu sunt gândaci. Se vede, ori? Hai că se vede.
cum kebabul decât gândaciul. Da, aici ne-am întâlnit cu cunoscuții vloggeri Cristi și Ralu, o pereche de nota 10, și împreună cu Blondrien și cu Răzvan am format o echipă de top. Să-i spune cineva la asta să pună fuego, că-i parcă bine de români. Am eu o boxă, băgăm ceva bine. Am un fuego, am un corect. Foarte multă lume, după cum vedeți aici. Este cea mai mare insulă, cum spuneam, din grupul Phoebe Island. Dar, totuși, maimuțele nu le găsim încă. Și a început asta să aducă mâncarea și cartofi prăjiți și role și ce acolo i-a adus cu Răzvan. Și mie Tom Yamu, supa favorită aici din Thailanda. Să vedem cum e. De prizonieri au fost deținuți, interogați și uciși în această închisoare securistă. Foggia este o destinație de asemenea interesantă de vizitat, cu toate că în capitala Phnom Penh nu prea e prea multe, dar poți merge în Sihanoukville, unde vei vedea aceste plaje superbe și, bineînțeles, punctul principal, Angkor Wat, templele de aici. Foarte frumoși și acești palmieri pe plajă. Să vedem cum arată acest templu și înăuntru. Dar până atunci aici avem niște ornamente care se mai păstrează încă. Dacă vedeți, sunt niște șerpi, cu mai multe capete. Și vom urca acum pe aceste scări aici. Până sus. Așa cum am spus, principala atracție din Cambodgia sunt templele de la Angkor Wat. Merită de venit aici. Și uite, așa ajungem și în Manila, Filipine. Suntem la bagaje. Să vedem când vin bagajele. Ajuns în Manila, Filipine, mă întâlnesc din nou cu Bogdan. Am ajuns cu Bogdan pe plaja. Cum se cheamă plaja asta? Alona Beach. Așteptăm să vin Bohol Island. Da. Cam așa arată pe aici. Nu-i multă lume. Și... Așteptăm să vină soare. Cam așa arată apa. Filipine, o destinație de vis. Mie cel puțin mi-a plăcut foarte mult această țară cu foarte multe insule. Trebuie să plătim o taxă de intrare, 100 de pesos. E 100 de pesos? $2. $2 aproximativ. O idee interesantă, suntem în mijlocul mării, pe un banc de nisip. Și afară e furtună. Bine, bine, furtună, dar cu cine mă întâlnesc în continuare? Cu bătrânul. Care? Bătrânul Backpack. Bună dimineața din aeroportul din Cebu, împreună cu... Bătrânul Backpack. Aia vreau să spun. Așa, da. Și am plecat cu Cătălin spre celebra și faimoasa insulă Boracay. Ne-a oprit poliția pe stradă, a zis că se pune masca, bineînțeles prietenește. Și aici au început durerile de cap cu indianca lui Backpack. Asta așa găsit dragoste aici în studiu. Du-te-mă de aici! Și plecăm de la masă, de la petrecere.
Facem finalul, bă, facem finalul la vlogul. Oliver închide vlogul, deci uitați-vă la el acolo să vedeți că acolo e haosul maxim. Dezastru de cool acest backpack. Nebunie curată cu el. Și mai avem vreo 2-3 minute și ajungem la hotelul Jay. Hotelul unde locuiește Bogdan. Și iar mă întâlnesc cu Bogdan Prelipcean, acest călător adevărat. Uite-l, domnule, și pe Bogdan. Macati. Uite-l și pe Bogdan. Ne-am reîntâlnit. Dacă vă era tot de el. Asta se cobor pentru... Se cobor pentru noua mea soție, nu? A, da, Filipin, da. Uite, noua mea iubită și omul prea cu aia albă. Da, așa cum am mai spus, un băiat de nota 12, acest backpack. Dar am cam stat aproape o lună în Filipine. E momentul să mai schimbăm țara. Unde mergem? Și după un an, iată-mă din nou în Bali. Bună dimineața din Bali. Bali, știți cu toții, este o zonă foarte renumită pentru surfing. Foarte multă lume vine aici să facă surfing. Bună dimineața din camera mea de hotel de aici, din Seminyak, Bali. Cred că v-am prezentat camera, nu? Arată bine, arată bine pentru $29, arată foarte bine. Dar problema nu e asta. Problema e că am primit un mesaj instant, avem un oaspete, este pe drum și ajunge imediat, în 10-15 minute. Eu uitați pe cine avem aici. Eu uite cine a venit. Te urmăresc, mă, până te duci. Da, măi, da. Îl avem aici pe domnul Backpack. Oh my God, iar începe nebunia. Avem întâlnire de gradul 7 aici. Ce faci, mă, zici că ne-ai pus cu aia? Da, mă, uite, mă. Eu ți-ai schimbat camera și ți-ai luat aici. Hello. Și am găsit aici o masă. Vom sta la o masă aici. Deci pe lângă tata Oliver, suntem aici și cu Dragoș și cu Cristina la o... Peicică românească, frate. Bine ați venit, ați revenit unii întrebări. La voi acasă. Berea nu-i românească, nu? Dar doar berea nu-i românească. Să înceapă partiu. Da. Adevărul este că în Bali întotdeauna merg cu plăcere, chiar și la temple. O mulțime de lume, după cum vedeți. Foarte multă lume. Și la final, gogoș? La final avem gogoș și după descrierea lui Dănuț, asta e o cascadă de ciocolată fierbinte. Da, și ca să nu fie videoclipul prea lung, l-am împărțit în două. Deci stați aproape, căci urmează și partea a doua.